you yeah. Vom citi uh, din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 1, uh, de la versetul 14 până la versetul uh, 17, de la 14 la 17, pagina 1025 în Sfintele Scripturi. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine, este înaintea mea pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus. Hristos, slăvit să fie în numele Domnului. Amin. Harul este un termen, o noțiune, dacă vreți, un concept biblic foarte folosit de noi toți. Există însă anumite noțiuni și anumite termeni pe care îi înțelegem într-o formă largă. Știm cam despre ce este vorba. Probabil că mulți asociem cuvântul har cu cuvântul favoare. Dumnezeu are milă, are favoare de noi, ne arată bunăvoință. Harul lui Dumnezeu poate fi asociat cu chemarea pe care ne-a făcut-o de a intra în familia lui. Poate fi asociat, bineînțeles, cu jertfa Domnului Isus Hristos prin care ne-a fost deschisă această cale către Dumnezeu. Dar, după o anumită vreme, un asemenea concept atât de general, atât de general cunoscut și acceptat de credincioși, nu mai are în mintea noastră un mod foarte clar de explicație. Nu mai ne oprim din uh, drumul gândirii noastre să spunem, stai puțin, am pronunțat cuvântul har, uh, har e asta, asta, asta și asta. Nu mai facem un inventar a ceea ce înseamnă această noțiune. Trecem mai departe și avem simțământul că știm despre ce vorbim. Și mi se pare că este foarte normal lucrul acesta. Dar din când în când, pentru ca să nu pierdem contactul, cu realitatea a ceea ce înseamnă tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi și în viața noastră, cred că este foarte bine să ne oprim în dreptul unui asemenea cuvânt și să medităm puțin. Și să ne punem încă o dată întrebarea, stai puțin, nu cumva trebuie să fac o recapitulare a ceea ce înseamnă harul lui Dumnezeu pentru mine, harul lui Dumnezeu. În viața mea. Și pentru că harul lui Dumnezeu este atât de important, și fără harul lui Dumnezeu nu există intrare în prezența lui Dumnezeu, am dorit ca în seara aceasta să ne oprim la cuvântul acesta, să-i recapitulăm însemnătatea binecunoscută. De fiecare dintre noi, sunt de plin încredințat că nu există nici un suflet în seara aceasta, aici, uh, câștigat din lume prin harul lui Dumnezeu, care să dea din umeri și să nu știe ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Dar, privind încă o dată în Cuvântul Domnului, aș vrea să. Uh, Gândim puțin mai adânc, mai profund, mai static, să ne oprim puțin și, încă o dată, aducându-ne aminte de harul lui Dumnezeu în viața noastră, să ne bucurăm și, în același timp, să fim responsabili de această mare favoare, de această mare ofertă, de această mare șansă. Această mare chemare pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. În primul rând, aș vrea să subliniez și tot în introducerea acestui mesaj: Biblia vorbește de un har felurit al lui Dumnezeu. Implicația este că Harul ar fi mai multe haine pe care le-am îmbrăca noi. Că există o diversitate de har, ca felurile de mâncare sau ca hainele din garderoba noastră. Dragii mei, harul este unul singur și harul e har. Clasificarea acestor feluri de har nu se face. Prin diversitatea harului pe care Dumnezeu mi l-a dat, ci prin aplicabilitatea acestui har în toate dimensiunile vieții noastre. Pentru că harului Dumnezeu, același har, demonstrat, arătat, introdus în lumea noastră prin persoana Domnului Isus Hristos, este felurit prin mulțimea domeniilor în care El lucrează în viața noastră. Și prin mulțimea formelor de manifestare a acestui har în toate domeniile noastre de viață. Despre orice lucru vorbește în viața de pocăință, vorbești și de har. Și clasificarea harului, nu are de a face cu faptul că dacă într-un anumit domeniu de viață am nevoie de har, mă uit să văd care har să-l iau pentru situația aceasta, și faptul că Harul lui Dumnezeu se potrivește în toate situațiile și în situația aceasta. Dar eu, ca să identific acele situații în care am nevoie de Harul lui Dumnezeu, voi vorbi de faptul că mi s-a dat Harul său sau am Harul său, sau Harul acesta lucrează în felul acesta în viața mea. Vom vedea imediat despre ce este vorba. Și aș vrea să prezint Harul lui Dumnezeu, în trei forme, în trei feluri, care ne fac ce să înțelegem cum se manifestă și în ce domenii de viață se manifestă harul lui Dumnezeu. În același timp, cât de responsabil trebuie să fim de harul acesta care ni se dăruiește, care ni se arată. Prima dată aș vrea să vorbesc despre har în dar. Harul lui Dumnezeu este în dar. Harul lui Dumnezeu nu poate fi cumpărat. Nu există niciun magazin din lumea aceasta unde să te duci și să spui vreau să cumpăr har. Harul lui Dumnezeu e darul lui Dumnezeu. Mai mult, e darul nemeritat al lui Dumnezeu care aduce în viețile noastre mântuire. Omul păcătos, omul pierdut, omul nemântuit, omul care se îndreaptă spre Iad dintr-o dată ajunge să audă despre jertfa Domnului Isus Hristos și lucrul acesta este un mare har. Ajunge să audă că îi se pot ierta păcatele și lucrul acesta este un mare har. Harul lucrează la mântuirea omului. Spune în Roman capitolul 4, de la primul verset, ce vom zice, dar, că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram părintele credincioșilor. Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Că ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire, însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui, îi se socotește nu ca un har, ci ca ceva Datorat. Ce vrea Dumnezeu să spună atunci când Apostolul Pavel întoarce pe toate fațetele această problemă a credinței lui Avram, a faptului că nu suntem mântuiți prin fapte? Pentru că foarte mulți oameni au luat conceptul acesta al mântuirii, care nu este prin fapte, ca să lovească în fapte. Și în ziua de astăzi este o adevărată secțiune a teologiei, a teologiei moderne, a teologiei veacului acestuia despre care vorbeam zilele acestea postmodernism, în care credința a ajuns să fie în război cu faptele. Unde sfapte nu-i credință, unde-i credință nu-s fapte. Stau și mă gândesc de ce de multe ori la amvoanele noastre ajunge în război rugăciunea cu uh, cuvântul, nu pricep de ce, mai se ridică undeva, A, atâta cuvânt, că numai cuvânt, că predicatorii, că așa, rugăciunea fraților, vine altul și spune, nu știți să vă rugați dacă nu predicăm noi mai mult, să vă învățăm să vă rugați. Și vine unul, ridică sus rugăciunea, jos cuvântul. Și, pe urmă, vine altul și dă sus cu cuvântul și jos cu rugăciunea. Și mai vine unul și ridică credința pe culmile mântuirii și faptele n-au nimic de a face cu ea. Ba, sunt unii care consideră că Pavel și Iacov au fost în conflict. Sunt unii care pun la îndoială faptul că epistola lui Iacov ar avea ce căuta în Cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun că niciodată credința nu s-a luat la ceartă cu faptele. Credința și faptele lucrează împreună. Cuvântul și rugăciunea nu se ceartă niciodată. Cuvântul și rugăciunea lucrează împreună nici măcar bunătatea și dragostea lui Dumnezeu nu s-a certat vreodată cu dreptatea lui Dumnezeu. Dragostea și dreptatea lui Dumnezeu lucrează împreună. Și dumneavoastră veți spune, pe unde e harul în toate astea? Știți ce este harul? Harul este punctul unde se întâlnește dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. Acolo și-au dat mâna amândouă. Păi harul are de-a face cu dreptatea? Sigur că da. Dragii mei, Dumnezeu nu are dreptate fără dragoste și nu are dragoste fără dreptate. Și în Dumnezeu pot conviețui bine mersi amândouă. Păi ce este harul? Harul este manifestarea dragostei lui Dumnezeu care ne-a văzut pierduți, ne-a văzut în drum spre iad, ne-a văzut condamnați și s-a înduioșat inima de Tata lui Dumnezeu. Noi când ne uităm la oameni care își frâng gâtul pe pământul ăsta, mai ales dacă nu ne place de ei, ne bucurăm. Și Biblia spune foarte clar, și când vezi pe dușmanul tău că se judecă Dumnezeu cu el, nici măcar atunci să nu-ți pară bine. Știi de ce? că Dumnezeu își retrage mânia de la el. Și lucrul ăsta pe mine mă îngrozește, că Dumnezeu când își retrage mânia de la el, înseamnă că are treabă cu mânia aia în altă parte, știi unde? În viața ta. Ca să pedepsească bucuria de a-l vedea pe un om făcut praf. Dumnezeu se înduioșează în fața tragediei și nu există tragedie mai mare decât o mulțime, milioane, miliarde de oameni care se duc spre pierzarea veșnică. Vă aduc aminte de conversația Domnului cu Iona? Iona, bine faci tu că te mânii? Da, bine fac! Deci Iona își pierde, pur și simplu își pierde sensurațiunii. Se ia la ceartă cu Dumnezeu, îi reproșează lui Dumnezeu, e obraznic cu Dumnezeu. Eu dacă vorbeam cu maică mea, și cu taică meu, cum a vorbit Iona cu Dumnezeu, primeam palme peste gură. Dar Dumnezeu, care știa că Iona Sărmanu văzuse multe tragedii în poporul său și știa că poporul acela de Niniviten sunt dușmanii națiunii sale, care au provocat multă suferință și mult holocaust împotriva familiei sale, acelor din poporul său. Iona era supărat rău de tot pe, pe niniviteni. Și atunci Dumnezeu, când el stă acolo și așteaptă să moară, să vină uh, soarele peste el, să, să, facă insolație și să uh, se deshidrateze și să moară, Dumnezeu face să crească un uh, curcubete peste el, să-i facă umbră. Dar, pe urmă, soarele îl usucă, și în momentul în care se usucă, se supără și se mânie, cere, cere moartea, și Dumnezeu îi spune, măi, Iona, tu te-ai supărat că s-a uscat o plantă. Și mie să nu-mi pară rău când mă uit la mulțimea aceasta de oameni care nu știu să deosebească stânga de dreapta ăsta este Dumnezeul nostru și încă în Vechiul Testament Dumnezeu iubește omul îl doare de om și dragostea lui a spus trebuie să fac ceva aceasta este doar o jumătate din harul lui Dumnezeu dreptatea din Dumnezeu a spus îmi place dragoste că ești așa intensă dar știi că Există o sentință care trebuie să cadă asupra acestor oameni. Ea e implacabilă. Dumnezeu nu se poate dezice de sfințenia sa și de dreptatea sa. Oamenii trebuie să fie pedepsiți. Plata păcatului este moartea. Asta este legea. Astea sunt consecințele păcatului. Și atunci, întrebarea la care n-a fost răspuns. O vreme îndelungată, cine are dreptul să deschidă pecețile pentru că nu se poate deschide fereastra viitorului până Harului Dumnezeu nu-și desăvârșește prezența în lumea aceasta. Istoria stă blocată, nu putem intra în eternitatea viitoare, că astea erau pecețele care deschideau istoria sfârșitului. Și atunci a venit un miel rânghiat, peste care a căzut dreptatea lui Dumnezeu, ca noi să putem fi mântuiți. Asta este, asta este harul lui Dumnezeu, unde dragostea și dreptatea lui Dumnezeu au colaborat ca în Hristos să desăvârșească planul de mântuire a lui Dumnezeu și să ne dea har și spune cuvântul Domnului harul și adevărul au venit prin Isus Hristos, mărit să fie în numele Domnului. Și în Roman, capitolul 5, versetul 15, cuvântul Domnului spune, dar cu darul fără plată. Nu este ca și cu greșala, căci dacă prin greșala unui singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult, harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți măriți să fie în numele Domnului. Dragii mei, prin credință trebuie să vedem imaginea aceasta, trebuie să o simțim, trebuie să o vedem cu ochii credinței, că am ajuns la ghișeul unde trebuia să ne plătim datoria. Fiecare om mai devreme sau mai târziu, Evanghelia îl pune în fața acestei imagini, în fața acestui ghișeu. Stă omul în biserică, a venit pentru prima dată la adunare și Evanghelia îi spune, ești dator și trebuie să plătești. Plata păcatului este moartea. Și când a ajuns la ghișeu, omul se buzunărește și nu poate plăti. Ce faci când nu poți plăti? E împrumut, te duci la o bancă, mă rog, n de unde să iei. Ceea ce trebuie să plătești la ghișeul acela nu poate plăti nimeni altcineva în locul tău, niciun alt om. Vorbim de dreptatea lui Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu și sunt foarte mulți oameni pentru că argumentele acestei ere postmoderne sunt extrem de demonice și pe mulți îi zăpăcesc de cap. Cum ne un Dumnezeu așa de plin de dragoste să arunce oameni în iad? Cum poate fi iadul o expresie a iubirii divine? Frați și surori, iadul nu este o expresie a dreptății divine, ci este o expresie a alegerii noastre. Pentru că atunci când omul ajunge la ghișeu și se îngrozește că trebuie să plătească prețul acesta imens, Moartea, despărțirea vreșnică de Dumnezeu și se buzunărește și nu are cu ce să-și plătească cea mai mică minciună pe care a rostit-o, nu mai vorbim de miile și miile și miile și miile de păcate pe care le-a făcut într-o viață. Apare cineva, apar două palme străpunse, apare o frunte brăzdată de rănile spinilor, apare... Apare o haină strălucitoare, albă, apare o ființă atotputernică, în fața căreia se cade în leșin. Apare o autoritate mai mare decât orice autoritate în lumea aceasta și vine și spune, dragul meu, văd că n-ai cu ce să plătești eu am cu ce să plătesc și sunt singurul care am cu ce să plătesc. Am cu ce să plătesc nu numai pentru tine, am cu ce să plătesc pentru familia ta, pentru copiii tăi, pentru soțul tău, pentru soția ta, pentru rudele tale, pentru toți oamenii pot să plătesc eu. Lasă-mă, te rog frumos, să plătesc. În dar, nu, nu ai cu ce să plătești, plătesc eu. Și sunt oameni din nefericire încăpățânați în Duhul lor, care îi vor spune, nu vreau să plătești pentru mine. Bine, dar vei ajunge la judecata veșnică, ce te faci acolo? Și dacă e român, probabil va spune, mă descurc eu. Dragii mei, la judecata finală, nici măcar românii nu se mai descurcă. Acolo nu mai sunt față în față cu americani, cu coreeni, cu evrei, nici măcar cu alți români. Acolo nu sunt față în față cu politicien să-i poată cumpăra. Acolo ești față în față cu Dumnezeu care știe toate lucrurile pe care nu-l poți ocoli și pe care nu-l poți minți. Și vei ajunge în iad o veșnicie și va veni cineva să te întrebe de ce ai ajuns aici. Pentru că Dumnezeu nu e dragoste, nu e adevărat, ci pentru că ai ales să-ți plătești singur datoria. Vreau să vă spun că orice om care va ajunge în iad, îndată ce își plătește datoria, poate să plece din iad. Și nu fac nicio greșeală teologică. În ziua în care omul care a ajuns în focul veșnic al iadului și-ar plăti datoria, în momentul acela e liber să iasă din iad. Știți care e nenorocirea? Datoria este așa de mare încât vor plăti o veșnicie și tot nu vor reuși să o plătească. de vor sta o veșnicie în iad, nu că Dumnezeu e rău și îi place să vadă oamenii cum se chinuie, ci pentru că omul a ales să-și plătească singur datoria. Dacă asta e alegerea ta, dacă așa ai ales să-ți rezolvi problema eternității, stai în iad și plătește-o. Problema e că plătește o zi, plătește două, plătește nouă, plătește o veșnicie, plătește și a doua veșnicie. Datoria păcatului este așa de mare că nu poate fi achitată nici o dată. De aceea iadul este veșnic. Că oamenii vor ajunge acolo ca să-și plătească datoria păcatului. Pentru aia se ajunge în iad. Și dacă în seara aceasta te simți dator înaintea lui Dumnezeu, Poți să fii credincios, poți să fii în registrul de membri al unei biserici. Dacă te simți dator, asta însemnând că nu ai acceptat să plătească Domnul în locul tău, că nu te-ai pocăit de faptele tale rele, că n-ai rezolvat odată pentru totdeauna problema păcatului din viața ta. Vino repede că ființa asta n-a plecat de la ghișeu, e acolo, gata să plătească astăzi pentru tine, mărit să fie în numele Domnului. Acesta este darul mântuirii. Har în dar. Știți care este cea mai mare problemă a națiunii Israel? Apostolul Pavel în Romani 10 și 11 vorbește despre mândria acestei națiuni, care n-a acceptat să fie plătit prețul în locul ei. Zice că și-au ales sau și-au confecționat o neprihănire a lor înșiși. Și-au spus, cu asta vom bate eternitatea, cu asta vom trece peste judecata lui Dumnezeu. Aici intervine problema faptelor, frați și surori, că sunt oameni care vin și spun, pentru fiecare minciună plătesc un dolar la un homeless. Pentru fiecare răutate Mă duc și cânt o cântare sau fac o rugăciune sau vizitez pe cineva. Dragii mei, vreau să vă spun că toate faptele noastre bune sunt o haină mânjită înaintea Domnului. Și cu haina asta mânjită înaintea Domnului, a faptelor bune, ne ducem să ne cumpărăm intrarea în împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu spune, pleacă de aici că ești murdar. Eu am o haină curată, eu am o haină imaculată, eu am o haină pe care vreau să ți-o dau, nu trebuie decât să o îmbraci. Și diferența între haina mânjită și haina curată sunt faptele pe care le facem în firea pământească, să nu subestimați puterea firii pământești de a face fapte bune și e motivată chiar de cel rău treaba asta, dar știți de ce? Pentru ca nu cumva să primească adevărata haină a neprihănirii și să se mulțumească cu acele fapte care nu îi pot plăti niciodată păcatele. Diavolul nu se supără atunci când noi facem fapte bune în firea pământească. Iată de ce, dragii mei, se explică faptul că multimiliardari din lumea asta dau sute de milioane și lansează programe de reabilitare în Africa. Te miri unde? Și oamenii sunt plini de admirație și spun: "Ia, uite, domnule, ce fapte bune." Bill Gates ăsta va trebui să fie mântuit, dar are ce să facă Dumnezeu când a dat cu atâtea miliarde de dolari în scopuri caritabile. Oare să întoarcă Dumnezeu unui asemenea suflet nobil spatele în ziua judecății? Dragii mei, iar însă spun un lucru, îl înțelegeți din perspectiva noastră umană, iadul va fi plin de oameni cum se cade va fi plin de vecinii tăi de treabă care te salută frumos în fiecare dimineață. Va fi plin de colegii tăi de lucru care cu multă migală și răbdare ți-au explicat când te-ai angajat cum să îndeplinești operațiunile tehnologice la compania unde lucrezi. Și ai spus, am niște colegi extraordinar de buni. În ea va ajunge profesorul acela despre care ai spus, ăsta da profesor conștiincios, corect, va ajunge partenerul tău de business despre care ai spus, domnule, ăsta parcă ar fi pocăit, e cinstit și corect cu mine. Nu pentru că sunt oameni răi, ci pentru că sunt oameni nemântuiți. Pentru că mântuirea și faptele bune sunt rezultatul mântuirii care vine în dar prin harul lui Dumnezeu. Harul mântuirii. Apoi, harul acesta în dar se manifestă și în mărturia pe care trebuie să o aducem după ce suntem mântuiți. Viața nu se termină odată cu mântuirea, că dacă se termină odată cu mântuirea, la botezul în apă eram răpiți fiecare pe rând. Nu ne mai ispitea niciodată Satana pe niciunul, intram albi, frumoși drept în împărăție. Ce căutăm pe aici? Avem de îndeplinit o misiune. Este mărturia pe care ne-a pus Dumnezeu să o transmite la altora. Și aici este un lucru extraordinar de frumos, pentru că mărturia noastră se dezvoltă în jurul nostru prin daruri spirituale care ne sunt date, Roman 12,6, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, Trebuie să le întrebuințăm. De ce? Spre folosul altora. Există o expresie și o voi folosi la ambele aceste aspecte legate de har în dar. Dar din dar se face raiul. Tu ai primit darul și pur te duci cu darul la cei din jurul tău. 1 Corinteni 2 cu 12 și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și în 1 Petru 4 cu 10, ca niște buni spravnici sau administratori ai Harului felurit al lui Dumnezeu, e un Har felurit prin faptul că darurile sunt felurite, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Și apoi, un alt mod în care se manifestă Harul lui Dumnezeu ca dar, este dărnicia. Dărnicia. Dărnicia este o lucrare a Harului lui Dumnezeu, frate și surori. Spunea mai devreme de oamenii care încearcă să-și plătească păcatele și să se simtă oarecum îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu prin expresia aceasta caritabilă a faptelor lor. Faptele bune și dărnicia noastră nu ne plătește mântuirea, ci este un rod al Harului cu care Domnul a umplut viețile noastre. În 2 Corinteni, capitolul 8, primele 5 versete, Biblia ne vorbește despre dărnicia macedonenilor. Și Biblia spune că erau într-o sărăcie lucie. Știți ce înseamnă sărăcie lucie? Înseamnă că nici praf n-au. Deci sunt așa de săraci că la ei în casă nu găsești nici praf pe jos. Că lucește. Păi asta înseamnă lucie. Știți ce înseamnă când unul... Nu mai vorbim că nu are mâncare, nu are îmbrăcăminte, nu are mobilă, vai de el în ce, sub ce acoperiș stă, dar lucește casa de sărac ce este, nu are nimic. Nimic. Și auziți, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor, lucii au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor, vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor, și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe. De ce l-au rugat pe Pavel cu mari stăruințe? Pentru că probabil Pavel a făcut cum facem și noi de multe ori când vine câte o soră mai în vârstă sensibilă sau un frate care trec prin necazuri și am avut situații de genul ăsta. Și vine în și spune, frate, ne iertați că noi cu familia trecem prin niște încercări mari și uite, în ultimile luni n-am putut să contribuim așa cum trebuie. Mă îngrozez, nu știu să... Fai, dar nu trebuie, dar nu vă faceți probleme, dar... Oamenii ăștia l-au contactat pe Pavel și au spus, vrem și noi să contribuim la ajutorarea Sfinților. Și Pavel a spus, am venit, l-am văzut, sunteți săraci lipiți, nu trebuie să dați nimic. Și ei au spus, da, bă, vrem, și el a spus încă o dată, nu, că asta înseamnă stăruitor, când de mai multe ori cineva te refuză și de mai multe ori tu insisti Și în cele din urmă, Pavel le-a dat voie și Biblia spune, ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutorare pentru sfinți și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși, Domnului, și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Dragii mei, știți ce este, ce, ce, ce frumusețe este în conceptul acesta al harului este că dar? Este ca atunci când Dumnezeu a trebuit să dea ceva, Hristos a venit și s-a dăruit pe sine însuși. Da, și noi suntem rodul suferințelor Lui. Da, și un credincios atunci când este copleșit de Harul lui Dumnezeu și de faptul că l-a primit în dar pe Domnul Isus Hristos, semnul că a înțeles ce înseamnă Harul lui Dumnezeu este că nu se buzunărește mai întâi să caute ce să dea, ci prima dată se dă și el pe el însuși altora. Slăvit să fie în numele Domnului! Când înțelegi că Hristos, ca expresia Harului Divin, s-a dat pe sine însuși, tot ca expresia Harului Divin, cer să dai și tu, dar mai întâi te dai și tu pe tine în Domnului. Acesta este primul concept, dacă vreți, al primul mod de înțelegere a Harului Divin, har în dar. În al doilea rând, aproape că Biblia se joacă puțin cu aceste cuvinte, creează un joc de cuvinte și găsim că este și har în zadar nu e numai har în dar, e și har în zadar. Și unii oameni, prin atitudinea lor față de harul lui Dumnezeu, fac harul lui Dumnezeu să fie zadarnic, adică fără nicio putere în viața lor. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni 6,1. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, Vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harului Dumnezeu. Har în zadar. Deja am menționat un mod în care putem să facem zadarnic harului Dumnezeu prin neprihănirea personală și nu cea pe care o lucrează Duhul Sfânt în viața noastră. Galaten 2, 19 la 21, căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Vorbește de acea neprihănire a lui Hristos primită prin credință și nu a noastră cu care ne putem lăuda, să spunem cât de bun suntem și atenție, nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Dragul meu, testul extraordinar, în primul rând, viața noastră ca și credincioși trebuie să rodească abundent în fapte bune. Un credincios trebuie să aibă foarte multe fapte bune. Tu trebuie să ai foarte multe fapte bune în viața ta. Dar iată care este testul harului în dar sau harul lui în zadar Harul în dar face multe fapte bune cu care nu se laudă niciodată pentru că vin de la Dumnezeu. Și el îi dă toată lauda și cinstea Domnului. Harul în zadar ține o contabilitate a tuturor faptelor bune și vine și spune: "Asta sunt eu." Apoi putem să facem zadarnic Harul Lui Dumnezeu prin păcat. În Titul 2, 11 la 13, Biblia spune că Harul Lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață. Harul Lui Dumnezeu, mulți îl consideră doar un sentiment, ceva așa, un abur, plăcut. Uh, o... Nu, Harul Lui Dumnezeu e un profesor excepțional. E un profesor, e un învățător, ne învață, să rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum, în postmodernism. Când cumpătarea și evlavia nu mai sunt la modă, sunt niște slăbiciuni, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Acum, dragii mei, harul uh... Are diferite dimensiuni cantitative, și vă rog să observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, în capitolul 4. Aici este ceva foarte, foarte uh, interesant. N-aș vrea să uh, trecem peste pasajul acesta. Dumnezeu ne vrea în mod exclusiv pentru sine Ne vrea să trăim pentru sine și doar pentru sine Pentru nimic altceva E o gelozie a lui Dumnezeu Dumnezeu are dreptul să fie gelos Și ascultați ce spune uh, apostolul Iacov Versetul 4 Cam dur, Iacov vorbește cam dur Suflete preacurvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să l în noi ne vrea cu gelozie, adică cu exclusivitate, doar pentru sine. Dar în schimb, pentru că eu acum vin la Dumnezeu și spun, Doamne, dar eu nu mai am prieteni, eu nu mai, am, eu nu mai duc la anturajele mele, eu nu mai duc în locurile unde mă duceam, ce mă fac eu acum? Trăiesc o viață foarte plictisitoare, un credincios care trăiește o viață plictisitoare nu cunoaște harul lui Dumnezeu. Și spune aici așa: Dar ne dă, în schimb, în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har Celor smeriți. Supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi, apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. curățiți vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Prin păcat putem să facem zadarnic harul lui Dumnezeu, să nu primim această uh, cantitate extraordinară, un har mai mare. Iuda 1 cu 4, că s-au strecurat printre voi unii oameni. Scriși de mult pentru o aceasta, oameni nevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Harul, nu harul, schimbă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că interpretează harul în mod eretic, ca fiind o licență pentru păcat. De aceea spune Apostolul Pavel în Roman 61 1 că Pavel a zis așa, eu le-am vorbit la ăștia, că nu prin fapte, că harul lui Dumnezeu e în dar, că nu trebuie să faci nimic ca să-l câștigi și dintr-o dată unii vor zice, a, deci foarte bine, putem să ne facem de cap să trăim cum vrem. Și atunci Pavel a spus, oh, oh stați un pic, ce să facem dar? Să păcătuim mai mult ca să se înmulțească harul nici de cum. Și încă un fel prin care putem face harul lui Dumnezeu zadarnic și probabil majoritatea credincioșilor aici falimentează. Așa fac zadarnic harul lui Dumnezeu majoritatea credincioșilor. Poate că nu păcătuiesc, poate că înțeleg mila lui Dumnezeu și neprihănirea care se capătă prin credință, dar ascultați ce spune în 1 Corinteni 15 cu 10, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. La ce se referă? Ascultați la ce? Banca am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Atunci când suntem indiferenți față de lucrarea de misiune și de evangelizare, facem harul lui Dumnezeu zadarnic. Că el îl pune în noi ca să meargă prin noi mai departe și noi îl blocăm. Și harul devine zadarnic. Harul lui Dumnezeu trebuie împrăștiat în jurul nostru și prin noi. Și acum, în încheiere, al treilea concept, dacă am văzut har în dar, dacă am văzut har în zadar, al treilea concept al harului lui Dumnezeu este har după har. Adică vine harul lui Dumnezeu care ne aduce mântuire, care rezolvă problema eternității noastre. Ăsta este un val al harului lui Dumnezeu și noi dintr-o dată spunem, e bine așa. Slavă Domnului. Și pe urmă mai vine un val de har, și pe urmă mai vine un alt val de har, și se manifestă în mod diferit. Uh, har după har înseamnă că după ce ai fost mântuit, după ce ți s-a rezolvat problema eternității, dintr-o dată te trezești prigonit. Și tu spui, Doamne, mulțumesc mult pentru har, am fost mântuit, am fost salvat, am speranța eternității, ăsta ce? E? Vă aduceți aminte că în la tesaloniceni l-a trimis repede apostolul Pavel pe timp, du repede acolo că ăștia au intrat în prigoană și mi-e frică să nu se piardă credința lor. Și când a aflat că sunt statornici și că nu s-au pierdut în fața prigonirilor, le-a spus, fraților, mi s-a întremat inima că eram temător, mi era frică, dar am auzit că sunteți statornici după cum v-am învățat că va trebui să suferiți pentru numele Domnului. Și spune în Filipeni 1, 29 cu 30, căci cu privire la Hristos vă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El și să și duceți cum și faceți aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care ați auzit că o duc și acum. Adică har după har. Harul de a fi mântuit, suntem fericiți, suntem bucuroși, bucuria mântuirii și pe urmă vine prigonirea și întrebăm asta cei. Și Dumnezeu zice, și ăsta e har. Și e har după har. Apoi, harul ascultării rugăciunilor. Dragii mei, e un mare har să fii mântuit. Să fi fost mântuit acum 5, acum 10, acum 20 de ani și te plimbi și aștept să vină sfârșitul și spui, oh, bine, acum Harul Lui Dumnezeu s-a manifestat în viața mea, sunt mântuit, dar ce, să, ce, ce mai e ceva? Mai, ce mai urmează? ca la masă, te așezi la felul întâi, felul doi și uneori vin gospodinele și pun și felul trei și mai pun și desert și mai dă și un desert de altfel și e ca la nuntă, cu multe feluri de mâncare. Vreau să vă spun că Harul lui Dumnezeu ne aduce multe feluri de binecuvântări și una din, unul din harurile care ni se dă este ascultarea rugăciunilor. Evrei 4, 15 cu și 16. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului. Că de multe ori suntem slabi și viața de credință e din ce în ce mai nevoioasă și avem mare nevoie de har să ne spele, să ne curățească, să ne aducă din nou într-o stare după voia lui Dumnezeu. Dar inima noastră ce face? Că Biblia spune că numai dacă nu ne osândește inima, atunci ne ascultă Dumnezeu. Ascultați! ca să căpătăm îndurare și să găsim har, nu numai harul de a fi iertați, restaurați și albiți, ci har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie, ca să ne fie ascultate rugăciunile. Apoi, harul care este îndeajuns este har după har, sau, hai să zicem așa, harul rămânerii în har. Există o rezervă de har pe care Dumnezeu ne-o acordă Ca nu cumva să ieșim din har, să rămânem în har Și în 2 Corinteni 12, de la 7 la 9 Apostolul Pavel povestește o întâmplare din viața lui Și spune, uh, am avut un țepuș în carne Și e un sol al satanei Că ce e bun și de săvârșit vine de la Domnul Ce e rău vine de la cel rău Și țepușul ăsta m-a deranjat, cumplit E o problemă de sănătate, problemă în trup Și ce m-am rugat de trei ori Domnului ca să ia. Și pe urmă, prima dată nu i-a răspuns, a doua dată nu i-a răspuns, a spus, ai Pavel, înțelege lecția că ești apostol. Cum să înțelegi? Ce să înțelegi când ai un țepuș în carne? Pe el a înțeles că har după har înseamnă când ai un țepuș în carne, îți rezolvi problema sufletului și pe urmă harul după har e că ți ascultă rugăciunea și ți-a țepușul afară. Și Dumnezeu zice, stai că mai vine un val, mai e un alt har. Harul de a-ți rămâne țepușul în carne harul de a trăi toată viața cu acest sepuș. Pentru că revelațiile și descoperirile pe care ți le-a dat Dumnezeu sunt așa de mari încât există pericolul să te îngânfi și să cazi din har. Și ca să nu cazi din har, ți-am pus un ham în trup. Să te țină legat și încorsetat în harul lui Dumnezeu, nu cumva să ieși din har. Și spune, de trei ori am rugat pe Domnul să-mi și în loc să-i dea harul de a -i fi ascultată rugăciunea, i-a da harul de a nu-i fi ascultată rugăciunea, și acela e de multe ori un har în viața noastră, și spune, și el mi-a zis, harul meu ți este îndeajuns, și puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită, mărit să fie în numele Domnului. Și apoi, în încheiere, mai e un har. Ăsta e ultimul val de har. Multe valuri de har au venit peste viața noastră. Am fost iertați, mântuiți, ni s-a dat bucuria mântuirii. Pe păi urmă au venit necazuri, au venit suferințele. De unele am scăpat că ne-a dat Domnul Har să ne asculte și să ne elibereze și să ne vindece. Cu altele trăim și mergem și cu ele după noi, că Dumnezeu ne dă Harul să rămânem în Har. Însă, frați și surori, intrarea noastră în eternitate depinde tot de Harul lui Dumnezeu și pe când vom ajunge acolo, în fața celui mai înalt munte, în fața căruia am stat vreodată, în fața marelui necunoscut a trecerii, în lumea pe care încă n-am văzut-o cu ochii aceștia, doar prin credință încercăm să o privim Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru 1 cu 13. De aceea încingeți-vă cu minții voastre, pentru că sunteți sub un alt asalt, atac permanent al lumii acestea, care încearcă să vă facă să vă pierdeți credința și nădejdea, mintea voastră să fie copleșită de întrebări, de îndoieli. Fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos, mărit să fie în numele Domnului.